proiect ar fi infrastructura educațională. Gândiți-vă puțin dacă am avea o școală în Bună Ziua, o grădiniță și o școală în Bună Ziua, și o școală și o grădiniță în Borhanci. Ce ar însemna asta pentru traficul din Cluj? Efect imediat. Al doilea proiect ar fi centura metropolitană care trebuie rezolvată, dar al treilea proiect este cel, consider că este cel al realității. Să ne asumăm Clujul așa cum este, cu problemele pe care le are, nu să mai să venim cu proiecte frumoase în randări care se schimbă în momentul când sunt aplicate în realitate, și să avem un dialog real cu cetățenii pe acele proiecte. Un exemplu, puzul de pe malul Someșului s-a afișat după 5 ani. Asta înseamnă dialog real? Cred că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm aici la Cluj este legată de trafic și care evident duce și la poluare și așa mai departe. Deci implementarea centurii metropolitane este un obiectiv principal, dar până atunci întotdeauna există și soluții, dacă vezi pe termen scurt. Și aici trebuie să ne gândim la o soluție de genul să regândim tot ce înseamnă traficul și modul în care se desfășoară în Cluj, să încercăm să punem accent pe transportul elevilor, în special a elevilor cu microbuzele școlare. Aici am făcut mai multe interpelări către primărie și urmează să primim mai multe date, pentru că, din păcate, nu avem niște date statistice suficient de detaliate, dar cred că cu toții cei care trăim aici în Cluj vedem că în momentul în care avem o săptămână de vacanță cu școlile, parcă orașul e un pic mai respirabil, să spunem așa, din perspectiva traficului, să nu zicem de perioada vacanțelor în care sunt plecați și studenții. Deci, punctual și foarte rapid ar trebui să ne ducem către a pune la dispoziția părinților, ai elevilor, și ai convinge pe părinți să-și lase elevii să meargă la școală cu aceste microbuze. Al doilea lucru care este extrem de important sunt școlile. Iarăși avem o mare problemă, toată lumea vine la școlile din centru. Avem cartiere noi sau chiar și mai vechi, care au, fie au câte o școală care nu mai este insuficientă, fie nu au școală deloc. Am făcut, colegii noștri din Consiliul Local au făcut deja mai multe amendamente pe subiectul ăsta cu un centru, un hub educațional. Trebuie să ne gândim foarte bine să dezvoltăm hub-urile astea educaționale. Nu se poate ca după 20 de ani de mandat, domnul Boc, să nu fi construit o școală nouă de la zero. Asta este realitatea. Nu avem o școală nouă construită pe un teren, de pe un teren viran. Iar al treilea obiectiv ar trebui să fie legat de situația urbanistică din Cluj. Ar trebui să ne gândim mult mai bine ce se întâmplă, cum se dezvoltă Clujul, să avem o strategie, există o strategie, dar ar trebui să ne ținem de ea. Trebuie să cădem un pic mai mult sau să ne aplicăm mai mult asupra, de exemplu, a studiilor de trafic când se construiește sau când se gândește o nouă construcție în Cluj și să nu ne mai lăsăm păcăliți de niște studii care nu au valoare reală. Aici sunt multe de făcut. Pentru mine, prioritățile ar fi în jurul... Eu le definez ca fiind sisteme, nu sunt răspunsuri simple. Gândesc soluțiile în câteva concepte pe care le numesc sisteme. Aici aș începe cu infrastructura rutieră și aici nu mă refer doar la proiectele mari, cum e cel de centură metropolitană, care e absolut necesar, ci lucruri care sunt de foarte mult timp restante. Și aici mă refer la legături între cartiere. Legături între cartiere sau legături nu doar rutiere, ci și pietonale și velo. Pe locul 2 ar fi lipsa sistemelor de parking. E important să ne concentrăm pe ele, nu doar ca să avem unde să ne lăsăm mașinile, ci ca să recâștigăm spațiul pentru a-l reda pietonilor și pentru a-l refolosi în scopuri comunitare. Iar 3, merg pe lipsa infrastructurii educaționale. Nu doar, și aici mă refer în special la soluția pe care am găsit-o pentru Bună Ziua, unde am reușit să promovăm proiectul hub-ului Bună Ziua, dar și
creșe mici, o grădiniță, pentru a suplimenta cartierele care chiar duc lipsă și care, până la urmă, lipsa acestei infrastructuri, din nou, generează foarte mult trafic, care poate fi evitat dacă această infrastructură este aproape de cei care au nevoie.